De mult timp mi-am dorit să fac un clip video care să fie practicat și un quiz, un clip video în care să ghiciți ce fel de ciupercă este și după aceea să vă spun practic denumirea ciupercii. Aici avem o ciupercă frumoasă. Astăzi e 29 iunie 2023. Pădure de Sfejar. Ghiciți ce ciupercă e. Un hint. Are lapte alb. Dacă o deteriorați, produce un lapte alb. Și laptele e dulce. Sau cel puțin dulceag. Deci nu e amar sau iută. Deci, ce ciupercă e? Răspunsul e Lactiflus volemus sau lăptucă dulce. Sunt foarte bun de mâncat chiar și cruzi. Aici avem o ciupercă albă. Picior alb fără inel, lamele albe. Și tot la fel, dacă o deteriorăm, produce un lapte alb. Gândesc ceva mai mici decât lăptuca dulce. Dar diferența e că laptele de data aceasta este foarte iute. Practic este verișoară cu această ciupercă. Aceasta este dulce și are gust ca și zămăcișa, ca și brânza dulce are gustul, iar aceasta este foarte iută. Ghiciți cum se numește. Aveți 2-3 secunde la dispoziție. Răspunsul e Lactarius piperatus sau Lactiflus piperatus. Este aceasta. Sau vârățiuți iuțari se mai numesc. Aici avem celebrele ciuperci ale anului 2023. Ciuperci care s-au găsit în foarte multă abundență anul acesta, comparativ cu anul trecut. Și anume sunt niște ciuperci galbene care cresc în păduri de stejar, în păduri de foioasă în general, păduri de carpeni tineri chiar. Și ghiciți cum se numesc? Probabil ați ghicit deja, dar sunt faimoșii gălbiori. Chanterellus cibarius se numesc științific, numele latinesc, și arată ceva de genul acesta. Foarte delicioși. Da? Și ca să nu-i confundați cu buricul măslinului care este otrăvitor, trebuie să vă uitați înăuntru să fie piciorul, înăuntru piciorul să fie alb. Dacă e maro, atunci e buricul măslinului. Sau dacă e galben și în interior, galben portocaliu. Dacă sunt albi, sunt ok. Aici am găsit o ciupercă interesantă pe care nu sunt sigur dacă am identificat-o încă, dar vă las pe voi să încercați să o identificați. Crește dintr-un mănunchi, crește pe pom, ceea ce și un hint, nu sunt gălbiori, deci seamănă foarte bine cu gălbiorii. Am idee ce sunt, ia să vedem dacă ați ghicit. Sunt exact de ce v-am spus în segmentul anterior, buricul măslinului. Să tăiem piciorul să vedem exact dacă piciorul nostru e maro sau portocaliu, atunci da, suntem siguri că sunt buricul măslinului. Îmi scapă acum denumirea Omphalotus olearius, ceva de genul, cred. Și da, e buricul măslinului. Deci, să nu-i confundați cu galbiorii. Seamănă foarte bine cu galbiorii, doar că vreau să vă arăt și niște galbiori din plasă. Deci puteți face diferența destul de ușor, zic eu. Deci așa sunt gălbiorii, așa trei sunt gălbiori, așa trei sunt buricul măslinului și sunt otrăvitori. Aici avem niște hripe care foarte puțină lume îi culege, dar care sunt destul de delicioși și dacă sunt tineri merg foarte bine la uscat. Ghiciți cum se numesc? Arată ceva de genul acesta. Carnea se negrește la tăiere, se oxidează în contact cu aerul. Iar piciorul este negru, este alb cu puncte negre. Iar răspunsul este buretele călugăresc sau Lecinum scabrum. Se mai numește chiar burete de plop. Deși burete de plop este denumirea pentru Lecinum auranticum, auranticum care este cu pălăria portocalie. Mă bucur că am găsit și această ciupercă să vă arăt.
Deși anul acesta s-a făcut mult mai puține astfel de ciuperci decât anul trecut, ghiciți ce este. Are puncte gri pe pălărie, piciorul este rozasin la baza de jos, în interior la fel este rozasin, lamelele sunt albe, iar când e matură prezintă un iel. Răspunsul este Amanita rubenscens, sau popular se mai numesc cuci. Wow, ce interesant! Ce coincidență! Astăzi v-am arătat gălbiorii, după ce am găsit ceva ce se seamănă foarte bine cu gălbiorii, iar după aceea v-am arătat cucii, Amanita rubenscens, iar apoi am găsit ceva ce se seamănă destul de bine cu Amanita rubenscens, și anume ciuperca care avem aici. Ghiciți ce e? Da? Trebuie să vă arăt. Deci, uite, aici avem cucii. Hai să punem una lângă alta. Și aici mai avem încă una care este mai matură. Tot cuci, Amanita rubenscens. Iar aici avem o ciupercă care se seamănă foarte bine cu Amanita rubenscens, și anume tot din familia Amanita, doar că este ceva mai mică. Iar la picior, piciorul este, la bază este alb jos, iar Amanita rubenscens este roz jos. Ghiciți ce e? Un hint, nu e comestibilă. Răspunsul este Amanita panterina sau buretele panterei. Buretele pestriț, chiar se mai numește pe anumite locuri. Și are puncte, deci diferența cea mai mare este că are puncte albe pe pălărie, complet albe, iar Amanita rubenscens are puncte gri pe pălărie. Și de asemenea, diferența de la picior diferă culoarea foarte mult, dacă puteți vedea. Să sper că va fi un pic mai greu de identificat sau fie puțin mai tricky. Ia să vedem dacă ghiciți. Un hint. Să smulgem din pământ, deci are bulb, un inel, lamele albe și puncte albe sus pe pălărie maro. Ce ziceți? Ce e oare? Răspunsul e Amanita panterina, exact ca și în segmentul trecut. Ok, înapoi la ciuperci comestibile. Aici avem o ciupercă comestibilă. Arată ceva de genul acesta. Nu are inel. Ghiciți ce e? Hint, e din familia Rusula. Iar denumirea este Rusula cyanoxantha. Aici avem o ciupercă fotogenică, foarte frumoasă, cu diverse puncte pe pălărie. Ia să vedem dacă ghiciți ce e. Este verzui, nu are inel, nu are bulb. Da? Răspunsul este din familia Rusula. Dar ce specie? Vă mai las 2-3 secunde. Specia e Rusula virescens. Ciupercă foarte bună, comestibilă. Am găsit o ciupercă foarte interesantă pe care nu știu sigur dacă am identificat-o corect, dar vă las pe voi să o identificați. Are piciorul roșiatic puțin, pălăria foarte roșie. Am gustat-o, nu e iute, deci nu e Rusula emetica, dar este din familia Rusula. Nu știu exact ce este încă, dar dacă caut pe internet să mă documentez. Nu sunt foarte mare expert al speciilor Rusula, doar câteva specii știu foarte bine din familia Rusula. Aici avem o ciupercă galbenă care se oxidează când o tăiem. Ia să vedem dacă știți ce e. Nici nu sunt chiar foarte sigur ce e. Pare a fi Lecinum auranticum, dar nu cred că e Lecinum auranticum pentru că nu are negre, puncte negre pe picior. Sincer, chiar nu știu ce e. Aici avem iarăși niște ciuperci interesante care cresc într-un mănunchi. Suntem într-o pădure de stejari. Este un indiciu pentru denumirea acestor ciuperci. Nu au inel, au lamelele albicioase când sunt tinere și cărămizii când sunt mai bătrâne. Fel de roșiatice, când sunt mai bătrâne. Ia să vedem dacă ghiciți. 2-3 secunde.
spun denumirea, sunt ghebe de stejar. În latină numele este Gymnopus fusipes. Aici suntem la marginea unei păduri de pini. După cum puteți vedea, aici sunt pini. Iar aici avem un burete pinilor, care vă lasă ghiciți ce e. Se vă arăt și partea cealaltă. Are piciorul galben. E puțin bătrân, dar când e tânăr, porii sunt galben deschis. Iar culoarea e ceva de genul maro roșcat. Răspunsul e Suilus granulatus sau cozărei de brad, denumire populară. Cam atâta pe ziua de astăzi. Sper că v-a plăcut acest clip video. Dacă v-a plăcut, lăsați un comentariu. Poate să mai fac și partea a doua cu tot în acest stil, practic să ghiciți ciuperca. Ne vedem la următorul clip, dacă o să fie următorul. Dacă nu, o să mai fie alte clipuri cu ciuperci probabil în viitorul apropiat. Cam așa ceva am găsit noi astăzi. Gălbiori, am găsit destul de mulți cuci, nu mă așteptam să găsesc chiar așa de mulți. Aceștia sunt cuci Amanita rubenscens și niște hribi, iar am găsit și lăptuci dulci și hrib de vară, Boletus reticulatus. O să încerc să pun o parte din ei la uscat și o parte o să-i consumăm acum. Iar am mai găsit hrib de plop, nu hrib de plop, hrib călugăresc, Lecinum scabrum, denumirea științifică, și ceva, cred că e Lecinum mauranticum, așa se negrește carnea la tăiere, se oxidează, și mulți gălbiori, evident. Până la următorul clip, toate cele bune și spor la cules!